Tech Computer. 21 de ani de experiență. Da, și dacă tu ai zis că fata, te rog să vorbești despre mine, eu îi spun la Răzvan, Răzvan, te rog să vorbești despre ceea ce ne-ai adus astăzi. Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ai reușit? Da. Funcționește. Da. Unde este dânsa? În camera cu router. Dar trebuie să o lăsăm acolo sau putem aduce? Dacă o scoți din router, nu mai merge? Da, dacă îmi bag pe acolo la wire, îți merge. A, dacă e pusă pe cap. Da, e pusă pe cap. Uite, uite, că merge. Încercăm? Să întoarcem telefonul, să vedem. Mute un pic de ea. Flavius! Mută camera. A dispărut Lefla. Pune telefonul să vedem la o cameră, cum se vede. Da, bine, camera e pusă în jos acolo. Nu da. Putează, dar se vede pe telefon ce... Stai că mă duc eu. Stai că mă duc eu să mă vedeți pe mine. Da, să te vedem dacă... Ia un zoom acolo. Mircea, te rog, pune camera pe telefon să vedem ce se vede în camera de supraveghere. Uite, te vedem, colegul. Ești frumos. Ești foarte frumos. Și nu este lumină foarte mare acolo. Nu, e întuneric în camera. Și dacă o scoți, trebuie să tatuările sunt. Da. Bun. Camera despre care am povestit în ediția trecută, cea la un preț foarte bun, 159 de lei. 160 de lei, cu aproximație. Da, și ai fost foarte frumos. Da? Da. Mulțumesc. Zâmbetul a făcut tot în camera. Zâmbetul meu de 16 mm. Bun. Deci merge și camera. E camera că mergea data trecută. Ați văzut pe telefon. Cam așa vezi acasă. Da. În cazul în care ți intră un infractor. Nu sunt eu infractorul, dar poți să-l vezi. Bun. Ce ne-a adus la Răzvan? Un laptop. Care arată destul de bine. Arată chiar foarte bine. Asta e cam pe 17. Specificații pe măsură. 15. Acesta este un 15? Notebook? Da, e 15. 15, de mă cutia mi se pare de 17, da. Cu un procesor Intel Core i7, deci un procesor de ultimă generație, capabil să ruleze absolut toate aplicațiile, inclusiv jocuri mai pretențioase. Memoria RAM este 4 GB, care poate fi cu ușurință extinsă la 16 GB. Deci în cap 16, ca da, să zicem. Se poate pune, bun. Se pot pune 16 GB. Hard disk este de 1 TB, de suficient. Dar poți să-i pui un SSD. Se poate pune SSD ori în locul hardului, ori în locul DVD-ului. Este un caddy cu care se poate adapta. Display 15.6 standard, wireless, Bluetooth, cameră web HD, specificațiile astea... Ce ne dă pe spate e totuși prețul. Prețul, da, costă 2799, este redus de la 3500. Deci, normal, le iei cu 3500, acum, doar în ofertă la Unitec, la 2800, 2799, 2800, deci 28 de milioane. Are și un placă video dedicată de 2 GB, deci capabilă să ruleze orice joc. Păi dacă de obicei cine vrea jocuri din asta merge și dă o grămadă de bani, da în jur de, cum spui, de 35-36 de milioane. Cam de acolo începe. Iar laptopul ăsta știe să facă singur toate chestiile astea. La un preț foarte bun, există și un sistem de rate? Există și un sistem de rate. Dacă aveți card bonus, bonus card de la garantie, rate 12 rate fără dobândă, sau dacă nu, prin BT Direct sau Settlem, rate normale. Am înțeles. Că dacă nu vreți să dați atâția bani, luați în rate. Exact. Are de toate, deci chiar nu mai poți să faci... USB 3.0, car reader, astea sunt deja dotări standard. Ia să vedem, e greu. Restul este de aluminiu. Da, uite aici. Hai să-l și prezentăm un pic. Fă niște zoom-uri așa. Așa. Uite, așa, ușor, ușor. Da, e aluminiu aici. Totul metal. Touchpad-ul cu multi-touch. Are aceeași garanție Asus de 2 ani? Poate să intre în programul ăla cu garanția că ții banii înapoi dacă se defectează. La colegul îi place multitouch. Multitouch, care nu înțeleg nimic din el. Se poate dezactiva. Multe butoane? Băi, dar e multitouch. Puține butoane. Puține, nu are deloc aici, dacă, dar e în funcție de cum ții tu degetele. Da. Deci un laptop la o super ofertă, doar la voi? Da. Singurul inconvenient ar fi, să zicem, la configurația de bază, că zici că e numai 4 GB de RAM. Da, dar memoria RAM cu e și foarte ieftină în momentul de față și nu ar fi o problemă. Și are slot ca să... Da, are două sloturi. Bun, dar spune-ne la laptopurile care sunt în garanție. Dacă vine un utilizator de lângă tine, de exemplu, acest individ și spune... Eu, da. Pe lângă standardul de 4, mai vreau încă 32. Nu e nicio problemă. Acum ți-am dat un exemplu. Da, ai dat un exemplu. 8. 4, să mai pune ceva. Nu au sigiliu la memoria RAM,
și la hard disk. Deci se poate schimba hardul și RAM-ul. Deșurubez. E, nu-l deșurubez, că are un slot acolo, uite-te. Ăsta, de exemplu, uite, aici. Acolo, am înțeles. Acolo nu-i... care se desface foarte ușor și chiar și cele care au, care se desfac pe deasupra. Nu au sigiliu, deci se poate desface, bineînțeles, într-un service autorizat. Fără și atunci nu-și pierde garanția. Exact, da. Păi autorizat că nu te apuci tu să șurubărești, înțelegi? Și după aceea vii... Auziți, știți? Vrat. Eu am dat pe aici ceva, mi-au rămas niște bucăți, niște piese, nu puteți să le ansamblați, nu. Nu, dar asta am e foarte important. Dacă vine clientul cu laptopul vrac în plasă, cu șuruburile în la bucățile în cealaltă. Îl aveți complet? Da, e complet, dar e cam la plasă. Bun. Deci oferta asta e oferta temporară, Răzvan? Da, în limita stocului disponibil. Deci durează cât durează, dar în limita stocului disponibil. Da. Unul mai este sigur că e aici, în fața noastră. Poate mai sunt... În magazin chiar mai multe sunt. Da? Sunt mai multe. Deci cine vrea un laptop bun și ieftin, respectiv cei care căutați o configurație foarte bună, de top, care începe cu cei prețuri de la 30... Cei jocuri pretențioase, să facă editare, am văzut, video. Să știți, zilele astea, chiar am fost pe la magazine și mulți copii cu părinții de mână, tati, mami, ia-l pe ăsta, că e cu mult giga de RAM, da. Și cu placă video și cu... Așa să meargă jocurile. Da, oricum, prețurile fiind foarte mari, îți dai seama că părinții, dar las că ți iau unul așa mai mic și mai luăm la anul, peste 2 ani, până mai crești tu, știi, aia cu crescutul. Iată că aveți posibilitatea să luați un laptop foarte bun, la un preț extraordinar, pentru că, așa cum spuneam, aceste laptopuri de categorie de i7 cu 2 GB de RAM, cu placă video și în configurația respectivă, pleacă pe undeva de la 3500 de lei în sus și se duc până la 56, 60, 70, unde vrei să ajungi. E un trend în ultimele luni în care s-au scumpit laptopurile? Înainte de Black Friday, spui tu. Nu neapărat de Black Friday, în ultima jumătate a lui. Sau prețul și-au menținut prețurile. Da. În mare sunt cam tot astea prețurile. Am observat un mare avantaj, Răzvan, și anume generația ultimă, aceasta, nu știu cât e, la cât a ajuns generația de... Generația 5 de procesoare. Eu din am seria Core. Din seria există Core, exact. Da, există și AMD-urile, dar la Intel Core... Da, Intel Core, din 2010 a început deja să ajungi la 5-a generație, la 5-a. La laptop și la 6-a, la desktop. Eu am un i5 și am zis că sunt șmecher, cred că am eu de generația a doua, dacă nu mă înșel. Da, e de generația a doua. Care a fost un foarte mare laptop la viața lui când s-a născut. Costa vreo 900 de euro și am zis că sunt un mare performer. Dar ceea ce vreau să spun, că am văzut un laptop din seria asta, nu știu ce le-au făcut, ce le-au șurubărit acolo, dar vreau să zic că, în primul rând, cam nu știu dacă e deschis sau închis, deci foarte puțină gălăgie face față de a meu. Deci da, păi cele din generația nouă și consumă mai puțin curent și se încălzește mai puțin. Nu se încălzește aproape deloc. De exemplu, deci, procesorul din laptopul ăsta are un consum de 15 W, doar, față de un procesor. Și al meu are cât? i5 din generația a doua are undeva la 30 W. Dublu. i7-le avea 35. Deci dai seama. Și mai puțin de jumătate. Deci de azi, cu cât luați mai performant și mai, nu știu, de ultimă generație, cu atât durează și în timp mai mult. Pentru că... Este mai fiabil, pentru că consumă mai puțin curent, automat se încălzește mai puțin. Durata de viață este mai mare. Da. Nu uitați de cameră. Camera care am prezentat-o data trecută, pentru că am avut întrebări și multă lume ne-a întrebat cum e cu camera. Camera o găsiți la 159. Chiar m-a întrebat, bă, nu mă, sigur e numai 159. Sigur, e doar 159. Și ai o promoție cu stoc limitat. Cu tot cu stoc limitat, că după aceea o luați cu vreo 3 milioane. Și o instalare foarte simplă. Instalarea și mai simplă, da. Nu îți trebuie mare filozofie. Trebuie numai legat. Un router wireless. Configurată și după bun, aia. Și dacă tu vrei, n-ai wireless, ai switch, deși toți au wireless. Poți să ții merge direct. Pe deci cablu. Chiar nu trebuie făcut absolut nimic. Dar poți să ții pe cablu. Da, se poate, o detectează automat aplicația, ori de pe site. Deci nu mă bage în untru și merge. Da. Da. Haideți să le dai un sfat utilizatorilor referitor la bateriile de laptop custom. Da, asta ne certam noi zilele trecute. De fapt ne certam. Eu îi spuneam în calitatea mea de expert, cu ghilimele de rigoare, că ar fi bine de câteva ori să nu o lași tot timpul în priză și să mai... Este bine să o încarci, să o descarci măcar de câteva ori pe lună, zic, o dată la săptămână, o dată la două săptămâni, e recomandat. E bine să o lași să meargă de tot până se consumă?
Nu neapărat, pentru că bateriile de generația arată că... nouă nu mai păstrează efectul de memorie, adică dacă le descărcăm până la jumătate și după aia încărcăm, nu se mai încarcă și nu mai păstrează capacitatea. Da. E de preferat să facem un ciclu complet, măcar la lună, și încărcată, descărcată, cum vrem noi, de mai multe ori. Altă problemă, Răzvan, și tot vreau să ne spui. Foarte multă lume care își cumpără un laptop și care nu cunosc, spun, domnule, nu, eu vreau să mă țină foarte mult și îmi scot bateria și îl țin, o pun în dulap sau o pun unde vor și îl țin laptopul doar pe priză. Cât de corect e? Depinde la ce ține clientul mai mult. Dacă ține la viața bateriei, care e un consumabil, de fapt, sau da, la viața hardului din laptop. Da, și de ce te întreb lucrul ăsta? Pentru că la fel pățesc și unii care își au o baterie la mașină. Vreau să facem comparația. Și o baterie la mașină, dacă ți-o iei și o pui în garaj, peste 2 ani, dacă vrei să o mai pui, nu mai merge. Da, bine, nu e chiar aceeași tehnologie, dar totuși, la un laptop e recomandat să ții bateria în el. De ce? Pentru că dacă cumva se ia curentul sau este un șoc de curent, există un foarte mare risc să defecteze hard disk-ul. Și pe hard disk probabil că avem poze, avem documente personale. Deci la șocurile de curent, fără baterie, este mult mai puțin protejat. Da, mult mai mare riscul să defecteze hard disk-ul. Și din această cauză pierdem datele și alea ne costă cât 10 baterii. Și dacă e bateria, nu. Dacă e bateria, nu. Pentru că bateria ține o oră, două, trei, chiar și 10 minute dacă e o baterie cu probleme. Dar ne protejează în momentul când se ia curentul. Am înțeles. Și viața unei baterii cam cât este? În medie de 3 ani. Deci, garanția pe baterie este 12 luni la ASUS, la alți producători de 6, la alții de 12, la ASUS e 12. Deci dacă ai un laptop de 10 ani și încă ține bateria, înseamnă că e da, ok. Da, e ceva, e o mică e o performanță. Da. Deci, practic, durata de viață la o utilizare normală e de 3 ani. Undeva la 500 de cicluri, depinde acum cum o folosim. Există care au și mai multe, există care se strică și mai repede, depinde. Da, undeva în medie la 3 ani, depinde cum o folosim. Și după această durată ea efectiv cade dintr-o dată sau din ce în ce mai puțin ține? Depinde. Am avut cazuri în care nu mai ținea absolut deloc. Deci când scoteam laptopul din priză se stingea sau în care mai ținea mai puțin. În loc de 3 ore, 4 ore ținea o oră, două, jumătate de oră, 10 minute. Bine, asta depinde. În funcție și de ce aplicații rulesc pe laptop. Da, în funcție de consum, exact. Da. Bun, vă mulțumim. Laptop mulțumesc la super preț de la Unitec, 2800 de lei, un i7 cu performanțe foarte bune. Ne întâlnim cu cei de la Unitec și săptămâna viitoare.